Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Astăzi, 30 ianuarie, ne propunem să ne facem ziua mai frumoasă. Este o zi de marți, fără 3 ceasuri rele. Avem doar ceasuri bune și invitați care vin să ne bucure sufletele. Astăzi o așteptăm pe doamna Maria Cârneci, pe Leonard Petcu, de asemenea, l-așteptăm pe canapea și mai avem și alții oaspeți care vin încărcați cu povești frumoase și muzică de calitate. Dar până ajungem la poveștile invitaților, haideți să urmărim împreună un videoclip. Pagina 12 din revista Taifasuri avem un articol despre mâini și picioare reci, trucuri pentru protejarea de ger a extremităților. Practic un articol de sezon, că suntem interesați de asta. Fenomenul de răcire a mâinilor și picioarelor apare atunci când sângele circulă cu o viteză redusă către extremitățile corpului. Persoanele afectate de această problemă, bărbați și femei deopotrivă, indiferent de vârstă, dezvoltă o sensibilitate crescută la frig și au probleme în a se încălzi, indiferent cât de călduroasă este vestimentația pe care o poartă în sezonul rece. Dacă vă aflați într-o astfel de situație, e important să consultați un medic, în primul rând, pentru a exclude posibilitatea asocierii unei deficiențe de fier sau anemii, ori a apariției diverselor boli, cum ar fi diabetul, hipotiroidismul, hipertensiunea arterială, dar și alte probleme care nu trebuie tratate cu superficialitate. Însă, atenție, se poate pierde simțul tactil, deci nu este chiar de glumă. Beți ceai cald de mesteacăn în cazul în care vă confruntați cu mâini și picioare reci. Ardeiul iute are efect termogen, tutunul și alcoolul afectează circulația sanguină, așa că ar fi bine să renunțați la ele măcar în sezonul rece, spun specialiștii. Optați pentru mănuși din polar fără degete și încălțăminte impermeabilă este recomandată cu căptușeală din blăniță. Primul ajutor în caz de degerături, în cazul în care ajungem și la astfel de situații, Doamne ferește, prima măsură care se ia este controlul funcțiilor vitale, bătăile inimii și respirația, apoi se înlocuiesc hainele ude cu îmbrăcămintea uscată și caldă pentru a limita pierderea suplimentară de căldură. Sunt lucruri interesante consemnate aici în articolul acesta despre mâini și picioare reci. Dușul alternativ rece-cald ajută sângele să circule din exteriorul organismului către interior și invers. De asemenea, această procedură contribuie și la menținerea elasticității pielii. Vă recomand în continuare revista Taifasuri, în care, așa cum vă spun de fiecare dată, găsiți lucruri extrem de interesante. Avem și un telefon. Ia să vedem cui spunem bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu stimă și respect de rând, cu Dâmbovița, Marinica Uță la telefon, fidelul dumneavoastră ascultător. Domnul Marinica, îmi faceți și astăzi ziua mai frumoasă. Vă fac și mai frumoasă și v-am pregătit o surpriză foarte plăcută. Sunt foarte curioasă. V-am compus câteva versuri, doamna Raluca, și sună cam așa. Ia! De la ora 8:30, soră, văr, uici sau nepoate, deschideți televizorul și dați la maxim sonorul. Pe Ierno TV, frățioare, e o artistă fermecătoare, o dulce moderatoare de te scoală de pe boare. Să o ascultați, nu spuneți nu, pe doamna Raluca Deaconu, în fiecare dimineață, fiindcă este o dulceață. Vă doresc din sufletul meu să fiți tânără mereu, să aveți multă sănătate, că e mai bună decât toate. Cât pe lume eu trăiesc, vă respect și vă prețuiesc. Domnul Marinică, sunteți de senzație, ce să zic. N-am cuvinte să vă mulțumesc, mi-ați făcut o mare surpriză. În această zi și melodia care am solicitat-o a lui Ilie Roșu, Fetele lui Tata. Așa. Ca și două fete prin străinătate, Angelica și Andreea, să fie în primul rând pentru ele. Să fie sănătoase și fericite. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră. Pentru patrona mea, soția Viorica, așa îi zic eu, patrona mea, că femeia are întotdeauna dreptate, așa. Și special pentru o doamnă bună ascultătoare a emisiunii noastre, Fericea Dragomir din Pătrânajele Buzău. Bineînțeles, pentru toți ascultătorii emisiunilor, o zi plăcută și multă, multă, multă sănătate. Domnul Marinică, vă mulțumesc! Mi-ați făcut o surpriză extraordinară. Vă iubim și vă prețuim, un bărbat ca dumneavoastră mai rar. Sunteți, ce să zic, un om minunat. Sunt și fără să mă laud să fiu modest, cel mai frumușel bărbat din Râncul Dâmbovița. Cel mai frumușel bărbat din Râncul Dâmbovița. Avem piesa pregătită. O zi plăcută, Doamne ajută, și emisiuni plăcute în continuare. Vă mulțumim din tot sufletul. Iată, telespectatorii noștri chiar ne iubesc și reușesc să ne surprindă în cele mai frumoase moduri cu putință, așa cum a făcut-o domnul Marinica astăzi, care mi-a dedicat niște versuri. O să decupăm momentul acesta și o să-l postăm și pe pagina de Facebook a emisiunii Dimineți cu Cantec. Chiar acum îl răsplătim așa cum se cade. Fetele lui Tata, piesă hit din muzica populară de la Ilie Roșu. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Am muncit de când mă știu, am muncit într-un an. Mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele, să aibă totul de a gata, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele, să aibă totul de a gata, fetele lui tata. Eu vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mori, să le fie bună soarta fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mori, să le fie bună soarta fetele lui tata. Gata, a fost piesa Fetele lui Tata de dimineață. Pentru toți cei care au acasă fete, o dedicație minunată din partea domnului Marinică, telespectatorul nostru. Însă acum mai avem pe cineva la telefon, o telespectatoare dragă. Spune bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Cu Marcela de la Târgoviște. Ce faceți, doamna Marcela? Facem bine, domnișoara Raluca, dar am solicitat cântecul ăsta Cobor, Doamne, pe pământ. Așa. Cu Elena Pripas, sau cum îi spune, doamna Elena Pripas. Așa, e prietena dumneavoastră? Nu, e prietena mea. Toți soliștii sunteți. Dar ce frumos, vă mulțumim! Doamna Raluca, dacă când am auzit-o, melodia aia, Cobor, Doamne, pe pământ, vreți să vă spun, cred că s-a săturat lumea de tărăraici în țara noastră. Ah. Poate bunul Dumnezeu ne mai face un pic de dreptate, mai trăim mai bine. Așa, așa. Avem această speranță că o să ne fie din ce în ce mai bine și că, știți cum e, depinde și de noi să facem, să lucrăm, să ne fie mai bine. Da, asta e adevărat. Aveți perfectă dreptate. Ce să facem? Doamna Marcela, cum e vremea la Târgoviște? Domnșoara Raluca, e soare, dar toată noaptea un ger, că mașinile albe de gheață. Sunt înghețate. Dar să știți că e frig. Nu vă supărați, da. Nu că nu mă supăr, mie îmi place să fie iarnă cu frică, dar e iarnă, cum ar fi să fie cald. Da. Vă mulțumim pentru telefon. N-ați văzut, am zis un pic și mai mult gheață. Bun, și eu vă mulțumesc. Vă îmbrățișăm cu tot dragul, iarna să fie iarnă, vara să fie vară și toamna, da, toamnă și primăvara, primăvară. Ne apropiem de primăvară, urmează, da, luna februarie în curând. Pentru toți ascultătorii, că cred că toată lumea să va fi mai bine. Doamne ajută, trăim cu speranța în suflet și punem și umărul la treabă ca să ne fie mai bine. Da, păi da, fără noi nu se poate. Așa este, doamna Marcela. Vă pupăm, zi minunată să aveți. Și dumneavoastră la fel. Și o răsplătim pe telespectatoarea noastră chiar cu cântecul cerut. Avem piesa Elenei Pripas, Cobor, Doamne, pe pământ. Frați cu frațe dușmănesc, ani întregi nu-și mai vorbesc. Se ceartă din zi în noapte, nimeni nu-i mai desparte. Pe 30 ianuarie 2008, umanitatea s-a despărțit de Vintilă Corbul, autorul celebrei Căderea Constantinopolelui și a unor scenarii de film de senzație, între care Un comisar acuză și Neamărin miliardar. În 2004 a primit ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer. Cu numele complet, Vintilă Dumitru Corbul Economu Popescu. Acesta s-a născut la 26 mai 1916 în București, într-o familie foarte bogată. Sofia, mama, deținea acțiuni la diverse bănci și studiouri de film americane. Vintilă Corbul urmează cursurile Facultății de Drept și devine magistrat. În paralel urmează Facultatea de Litere și Filozofie. Fiind un răzvrătit, se căsătorește cu fata unui simplu muncitor. Vintilă Corbul a fost în al doilea război mondial locotenent de artilerie antiaeriană și ulterior pilotul comandantului forțelor aeriene române. După război, toate proprietățile familiei sunt confiscate. Vintilă Corbul și familia sa sunt evacuați și forțați să locuiască în bucătăria unui imobil șubrezit, într-una din cele 4 camere locuite de 4 familii. Diplomele sale nu mai sunt valabile. Vintilă Corbul, licențiat în istorie și magistrat, ajunge muncitor necalificat și ulterior inginer la întreprinderea Canal și Apă București, unde lucrează aproape 15 ani. Din cauza condițiilor grele de muncă, Vintilă Corbul se îmbolnăvește. Târgoviște, intră în concediu medical și rămâne acasă. În perioada de aproape 2 ani în care își tratează boala, începe din nou să scrie. Căderea Constantinopolelui îl va lansa definitiv. Vintilă Corbul a părăsit ilegal România în 1979, în plină glorie, împreună cu Eugen Burada. S-au mutat într-un mic orășel lângă Paris, iar Vintilă Corbul a locuit până la moarte în același loc în care s-a stabilit. Multe dintre titlurile sale au fost editate în franceză, poloneză, rusă și arabă. Opera sa literară cuprinde 10 de titluri și scenarii de film. Vrei să-l răzbunăm? Mai întrebi. Atunci va trebui să mă ajuți. Și ce am de făcut? Află numele cerșătorului din fața băncii. Îl vom afla. Să înceapă petrecerea! La mulți ani! Să nu simt cum anii trec, beau într-una și petrec. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am anunțat, astăzi invitații vin unul după altul cu cele mai frumoase cântece de muzică populară pentru dumneavoastră, cei de acasă care ne urmăriți. Mihai Iancu Ciurea din Teleorman a venit în această dimineață, a înfruntat și gerul și traficul infernal și chiar acum este alături de mine. Bună dimineața, Mihai, și bine. Bună dimineața, bine te-am regăsit. La mulți ani pe anul ăsta, că nu ne-am văzut. La mulți ani. Deci un trafic infernal, să spun așa. Cunoaștem, cunoaștem. Mi-a luat și marja marjelor. Dar să știi că ai ajuns la timp, conform desfășurătorului. Mă, spre surprinderea mea, da, așa a fost. Până la urmă s-au aliniat astrele. Chiar vorbeam cu Vera pe drum, îi tot spuneam pe unde sunt. Și într-adevăr am ajuns într-un final bine, dar nu speram. Cu emoții, cu emoții. Mari emoții. Da. La matinal lucrurile așa sunt câteodată, pentru că noi știm cu ce se confruntă toată lumea în București, și anume cu traficul acesta monstruos, dar într-un final lucrurile se leagă foarte bine. Până la final, până la ora 11 ajung toți invitații. Mă bucur că am ajuns și că sunt aici lângă voi și mulțumesc tare mult de invitație. Salutăm pe toți cei de acasă. Un an mai bun, cu prosperitate, cu bucurii și sănătate multă. Mihai, ce-ți dorești de la anul 2024? Te-ai gândit ce ai vrea să realizezi anul acesta? Ralu, sună un pic ca un clișeu, da, dar nu m-am gândit, dar cam toată lumea, domne, un an mai bun, sănătate și așa. Singura chestie e că sănătatea, într-adevăr. Dacă e sănătos, poți să le faci pe toate. Iar în rest, ca orice artist, ca orice om de rând, proiecte noi, sunt în deloare câteva piese noi și în rest, serviciu, acasă, piața cotidiană de zi cu zi, prieteni, ieșiri. Cam asta mi-am alături de cei dragi. Exact, exact. Prieteni și familie, chiar asta mi-aș dori și chiar acum vineri o să plec undeva prin țară. Am mai fost plecat și săptămâna trecută. Vreau să văd cât mai mult, să vizitez și să te bucuri de viață. Cam asta, Mihai, păi, nu? Exact. Cred că e foarte important să ne dăm timp și nouă. Să ne ducem, să vizităm. Ai pus punctul pe ei. Da, da. Exact, exact. Cam asta e, să ai timp și de tine, pentru că toată lumea are un serviciu, toată lumea are familie, toată lumea are copii. Ok, și mai departe ceva. E, să știi că nu chiar toată lumea. Sunt oameni care își doresc, spre exemplu, ca în 2024 să-și cumpere o casă, să se căsătorească, să facă un copil și așa mai departe. Dar când ai deja aceste realizări, ceea ce îți dorești, așa cum spui tu, este să călătorești mai mult, să fii sănătos, să te bucuri de cei dragi, de prezența lor și proiecte muzicale. Și proiecte muzicale, da, să bucurăm oamenii de acasă cu proiecte noi, frumoase. Ei sunt cei care ne dau o validare, să spun așa. Clar, așa este. Avem nevoie de contactul acesta cu publicul și asta se întâmplă în general la evenimente, la spectacole, da? Pentru că acolo ne întâlnim și luăm energia de la public. Corect, luăm pulsul de acolo, fără ei nu putem. Fără ei nu putem. Așa este, publicul are puterea asta să te ridice sau să te coboare. Aș vrea să ne cânti, Mihai, prima piesă. Cu drag. Nu știu ce ai ales tu pentru astăzi, dar sunt convinsă că sunt piese foarte frumoase. Am spus așa, fiind matinal, să înveselim lumea. Perfect, ai gândit minunat. Perfect. Mihai Iancu Ciurea, la Dimineti cu Cantec astăzi. Trandafiri și doi bujori, puica mea cu șorți, cu flori, coboară mândră, coboară unde ne-am iubit o vară. Trandafiri și doi bujori, puica mea cu șorți, cu flori, coboară mândră, coboară unde ne-am iubit o vară. Ți-am umplut șorțul cu flori și tu mi-ai dat sărutări. Ne-am legat pe viața toată, nimeni să nu ne despartă. Puica Nechi ține minte ale mele trei cuvinte: dragoste, aurii și floare, ferice de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la Neca în coa. Doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe tregaie. Pentru că ne întâlnim, de nimic nu vrem să știm, de nimic nu vrem să știm, doar de dragoste vorbim. Mândro când ne întâlnim, de nimic nu vrem să știm, de nimic nu vrem să știm, doar de dragoste vorbim. Că avem la inimă două ori și în grădină două flori, mai frumoase n-am văzut atâta dragoste când. Uica neichi ține minte ale mele trei cuvinte, dragoste aurie și floare, ferice de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica-n coa, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trigaie. Cine iubește să iubească, cine știe să trăiască, merg pe drum și mățul mare, nu mă dau pe oricare. Cine iubește să iubească, cine știe să trăiască, merg pe drum și mățul mare, nu mă dau pe oricare. Mă știe lumea în sat și puicuța că-i sunt drag, că sunt om de omenie și iubești ce-mi place mie. Puica neichi ține minte ale mele trei cuvinte, dragoste aurie și floare, ferice de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica-n coa, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trigaie. Drag îmi e și mor de drag să mă plin cu mândra sat, lăutarii țin pe brață, asta mai zic și eu viață. Drag îmi e și mor de drag să mă plin cu mândra sat, lăutarii țin pe brață, asta mai zic și eu viață. Doamne, ține-mă așa cum îmi cere inima, cu ai mei pe lângă mine sunt cel mai bogat pe lume. Puica neichi ține minte ale mele trei cuvinte, dragoste aurie și floare, ferice de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica-n coa, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trigaie. Mihai Iancu Ciurea, doamnelor și domnilor, Mihai, te rog să iei loc din nou pe canapea. Cred că ai mai avut ocazia să vorbești despre parcursul tău muzical, despre cum a început povestea ta cu muzica. Așa. Dar, uite, de dragul celor care ne urmăresc, am să spun și eu câteva întrebări. Cine te-a descoperit? Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? S-a întâmplat undeva prin 1998. Am dat un concurs la ansamblu profesionist Burnasul din Alexandria, unde directorul era regretatul Liviu Vasilică. Am început ca artist dansator. Așa. După care am fost cooptat în grupul Teleormanul, condus de maestru Liviu Vasilică. Și ușor, ușor, ca să spun așa, a fost un spectacol undeva în Drăgănești Olt. Și unul dintre colegii mei nu a putut să ajungă la spectacol și mi-a spus: Mihai, vrei ca să intri tu să cânti piesa? Sigur că da. Și atunci ăsta a fost debutul tău. Ai intrat și ai cântat o piesă singur. Da. Deci cu acompaniament pe spate, cu tot, cu orchestra. Și de atunci mi-a spus: o să încep să înveți și cântece și o să încep să ieși și singur în față. Liviu Vasilică ți-a spus asta. Așadar, el este cel care prima dată a crezut în tine. Da. El, după care au mai fost oameni lângă mine și cărora vreau să le mulțumesc, doamna Polina Gheorghe, care împreună cu doamna Arabela Ionescu m-au promovat în radiodifuziunea română și acolo am apărut cu primele piese. Cântece. Da. Și doamna Gheorgheța Nicolae, doamna Mariora Morărescu, am fost în tezaur. Sunt nume mari din muzica populară românească. Da. Așadar l-ai cunoscut destul de aproape, destul de bine pe Liviu Vasilică. Da. Am fost în ansamblul Burnasul, colegi cu Gelu Voicu, cu Nicușor Iordan și așa mai departe. Era un om exigent? Câteodată, da. foarte exigent. În ceea ce privea cariera muzicală și când era vorba de repetiții și toate cele, era foarte exigent. Adică se zburlea carnea pe tine când țipa. Stop! Nu făcea compromisuri la ba de la calitate niciodată, așa cum știm. Absolut deloc. Adică punea accent pe treaba asta și niciodată nu... Care sunt sfaturile, îndrumările pe care ți le amintești de la Liviu Vasilică în ceea ce privește cariera muzicală? Seriozitate, în primul și în primul rând. Seriozitate. Eu zis, copile, dacă nu e serios, oamenii vor încerca și te vor chema. Da. Dar dacă nu le vei răspunde cu aceeași monedă, cu seriozitate, cu respect, nu o să te mai cheme a doua oară. Da, și știi că, uite, are mare dreptate, sau a avut mare dreptate Liviu Vasilică, pentru că în viața asta, uite, întâlnim și noi colegi de-ai noștri, talentați, foarte talentați. Foarte talentați, corect. Dar nu toți au și un caracter frumos, nu toți au un comportament cizelat, adecvat. Da, da. Și atunci te întrebi, de ce unii rămân în lumea asta a muzicii populare și își creează o carieră și un nume și alții mai puțin, pentru că e nevoie și de un caracter frumos. Este adevărat ce spui. Nu vreau să vorbesc eu și să spun eu, domne, ăla... Nu, noi nu intrăm în polemică. Am înțeles, noi doar perfect. Spunem cu ce ne confruntăm. Eu nu cred că se pierd, doar că unii aleg și partea asta comercială și vor din toată un boom. De exemplu, eu de când am plecat pe calea asta să cânt solo, nu am, doamne, imediat să ajung pe Everest. Nu poți, adică, ok, poate poți în anumite conjuncturi sau așa, dar nu mi-am dorit lucrul ăsta și am luat-o pas cu pas. Și am spus, e mai bine așa, ușor, ușor, piese, toate piesele pe care le cânt este repertoriul meu. Ai piese proprii. Exact. Nu cânt nicio și mai e un aspect aici, știi? Să faci ceea ce te reprezintă. Corect. Dacă nu te reprezintă, să te mai muțărești, să cânti nu știu ce gen muzical care nu ți se potrivește. E foarte important să ți se potrivească, indiferent ce alegi. Acum mai dau așa un pic din casă. Pe la petrecere ai văzut, mai când și... Acolo e altceva. Exact. Acolo e altceva. Și am cântat și eu câteva, hai să spun manele, dar dintre alea vechi. De odinioară. Astea eu nu le înțeleg, nu-mi plac. Fiecare cu preferința lui muzicală. Dar și unii prieteni, bă, dar de ce nu cânt și de asta? Bă, nu-mi plac. Nu te reprezintă pe tine. Revenim și mai discutăm după pauza de publicitate. Stați cu noi, Mihai Iancu Ciurea a venit astăzi la Dimineti cu Cantec și a fost ucenicul lui Liviu Vasilică, cum bine ne-a spus mai devreme. Povestim pentru că avem despre ce vorbi. Care-s lângă mine, Doamne ajută sănătate și la cei de mai departe. Am venit ca la altar, mă, să vă aduc cântecul în dar, mă. N-am venit de capul meu, mă, sfernic mi-a fost Dumnezeu, mă. Doamne ajută numai bine la tăți care-s lângă mine. Nu-s de ieri și nici de-alaltă, cântecul lume mă poartă. Dorm puțin ca un haiduc, măi, și nu-mi trăbășească cu cucă, măi. Nu-i cocoș fără de creastă, nici oameni ca dumneavoastră. Oameni faini și veseloși, mă, buni de lucru și bănoși, mă. Doamne ajută, numai bine la tăți care-s lângă mine. Bistrițană Săudu îmi știi bine cântecul, ni-l știi lumea, ni-l știi țara, cântecul din Rebrișoara. Doamne ajută, numai bine, hai dați, cântați-l cu mine. Nu vă temeți, nu vă mușcă, mă, nici n-am pușcă să vă-mpușcă, mă. Doamne ajută, numai bine la tăți care-s lângă mine. Greu-i șerul de-ndoit, măi, oameni buni de nimerit, măi. Omul bun și vremea bună de puține ori s-adună. N-o tunat, n-o fulgerat, măi, Dumnezeu ne-o adunat, mă. Care de unde sunteți, mă, nici vă raiul pe tăți, mă. Cristian Pomohaș, doamnelor și domnilor, iar în platoul meu, aici pe canapea, l-am pe Mihai Iancu Ciurea din Teleorman. A făcut parte din Burnasul și discutam mai devreme și despre maestrul Liviu Vasilică, pe care l-a cunoscut atât de bine, și despre începutul, debutul pe care tu l-ai avut, Mihai, și ai menționat și câțiva oameni care de-a lungul timpului ți-au fost alături cu o recomandare, cu un sfat, cu realizatori de emisiuni și la radio și la televiziune. Da, și chiar îi mulțumesc și chiar am uitat de dumnea ei și îmi pare rău, dar vreau să-i amintesc și să-i mulțumesc doamnei Vasilica Ghițeiene. Sunt oameni care m-au ajutat, care au crezut în mine. La început ei n-au știut. Bă, na, tu ai fost dansator, după care în grup, și când m-au auzit, bă, chiar mi-a plăcut ce am auzit și cu siguranță o să te promovi și să facem ceea ce putem pentru tine. Limita bunului simț și nu cine știe ce mari eforturi. Cu ce putem, cu drag, pentru că ne-a plăcut ce am auzit. Mihai, ce are mai frumos și mai frumos Teleormanul, zona asta folclorică a României? De fapt, este o subzonă a Munteniei. Wow, grea întrebare, Ralu. De așa? Ce să spun? În primul și în primul rând, ritmul ăsta de Vlașca. Da. Eu m-am dus ușor. Deci, în primul rând, folclorul. Folclorul, dar și costumele. Da, și costumele, mai ales când na, toată lumea... Eu am ipingea, dar am vrut să mă debarasez un pic de ea, pentru că toată lumea asocia cu Liviu Vasilică și am spus vreau ca să-mi creez eu o entitate, un nume și așa mai departe. Nu vreau să fiu asociat cu cineva. Dar stai să lămurim. Ipingeaua, pentru cine nu știe, este acea haină, manta neagră. Da, manta neagră, specifică Teleormanului. Da, se purtau în vremurile trecute în zi de sărbătoare. Bărbații, într-adevăr. Și, cum spuneam, da, portul, muzica, tradițiile, obiceiurile, dansurile, da, sunt, oh, păi de acolo vine Nea Marin Barbu. Păi de acum, uite, salutăm pe această cale, o salutăm și pe Larisa Barbu. Ei iau o școală de dans românesc aici în București, cu o mulțime de cursanți, le-am cântat la numeroase petreceri acestor oameni minunați care dansează extraordinar, de la care și eu am învățat să dansez mai bine muzică populară, Hora Mințită, spre exemplu, care este din Teleorman și... Bugeacul, Litaidoiul, Cotita... A, deci le știi pe toate. Dacă ai fost în... Eu am fost dansator. Ai fost și dansator, n-ai cum. Așa este. Mihai, nu poți renunța nici la dans și nici la cântec. În mod cert, dar alte pasiuni mai ai? Am jucat fotbal. Ai jucat și fotbal? Am jucat fotbal, am făcut liceul sportiv. Am jucat fotbal. N-am știut asta despre tine. Ia uite că mai aflăm câte ceva. Deci, l-a cunoscut pe Liviu Vasilică, a făcut parte din Burnasul, a făcut parte din grupul Teleormanul. Așa este. A jucat și fotbal. Păi hai să-ți mai spun atunci. Ia spune. A terminat liceul sportiv. Am terminat liceul sportiv, am făcut facultatea de psihologie, am terminat masterul în psihologie, pe psihologie judiciară. Wow. Am făcut armata și acum sunt rezervist voluntar în armata română. Ce viață interesantă ai! Acum, în mai, mă duc la perioadă. Salut toți camarazii și colegii mei, doamna capitan Dobre Mădălina, pe domnul capitan Dobre și toți colegii de la Unitatea Militară Baza Aeriană Borcea. Acolo sunt eu... Mihai, ai o viață foarte, foarte frumoasă și interesantă, așa cum spuneam. Uite, m-a impresionat cu asta. N-am știut că ai făcut și psihologie. Da, facultatea de psihologie la Sibiu, la ULB Sibiu. Și aici vreau să mulțumesc și eu domnului profesor dr. Marius Milcu și soției dumnealui, domnului colonel Rizescu și tuturor celor care mi-au fost colegi acolo. Acum, uite, o să spun o întrebare care ține mai degrabă de această latură. Ce să facem? De ce e atât de multă lume deprimată? De ce e atât de multă lume tristă? Ce să îndemnăm pe oameni? Că uite, noi în fiecare zi ne trezim și venim aici cu acest obiectiv de a le aduce oamenilor zâmbetul pe buze, de a le descreți frunțile. Am să fiu scurt. Da. Muzica este un balsam și tu știi pentru sufletul fiecărui om. Așadar, să rămâneți pe Etno TV pentru că muzica rămâne balsamul sufletului, cea care vindecă, cea care bucură. Categoric, dar revin și cu două-trei cuvinte aici. Cu toții trăim și momente mai puțin plăcute, dar trebuie să-ți alegi oamenii. Mediul, da? Și oamenii din jur. Contează enorm de mult. Eu asta am văzut la mine. Contează enorm de mult mediul în care te promovezi, te învârți și așa mai departe. Da. Pentru că de acolo cu acești oameni tu evoluezi sau involuezi. Corect. Lângă acești oameni te bucuri sau trăiești momente mai puțin plăcute. Și datorită lor poți să și ieși din anumite stări mai puțin categoric. Nu poți să te închizi. Eu sunt o persoană mai introvertită. Puțin. Dar câteodată am și eu prietenii mei, prietenele mele, familia și, într-adevăr, mai vorbesc cu ei, dar foarte puțin. Nu-mi place, niciodată m-am dus să spun ce am trăit eu rău. Nu ți-ai spus ofurile? Nu, am zis mai bine mi le duc eu și nu vreau să-i întristez și pe ei. Și dacă îi întristez și pe ei, atunci și ei vor fi triști, vor încerca să... Și m-am zis, lasă să fie acea veselie și... Dar nu e rău când ții în tine ofurile astea și nu le vorbești cu nimeni? Este, dar știi ce se întâmplă? Încrederea a scăzut foarte mult în oameni. Am văzut oameni cu 7.000 de fețe, scuze-mi expresia. Da. Și atunci nu mai știi ce să crezi. Și am zis că este mai bine așa. Într-adevăr, știi ce, cel mai bine te cunoști cei de acasă, din familie. Cu ei trăiești, cu ei mănânci, cu ei dormi în casă, cu ei petreci cel mai mult timp. Și ei știu și ofurile, chiar dacă nu le spui. Corect. O mamă sau o soră sau copilul te vede când ești trist. Indiferent că zâmbești tu ca și la televizor, ai ieșit, zâmbești, lumea de acasă nu știe ce este în spatele tău, trăirea ta și așa mai departe. Dar cei de acasă le știu. Așa este. Și nu poți să te ascunzi, oricât ai putea. Da, ai mare dreptate. Mă bucur că ai împărtășit cu noi și din viața ta profesională cealaltă latură, da? Care nu e artistică. Trebuie. Am jucat, am spus, am jucat și fotbal, am făcut liceul sportiv, școala sportivă, am fost cu turnee prin Franța, am jucat până la divizia B, vechea, să spun așa... competiție, pentru că acum este divizia națională, da, și așa mai departe. Să știi că eu mă pricep mai puțin la fotbal, chiar dacă tatăl meu este antrenor. Știu că te urmăresc, da? Și știu că... Asta și pe sora ta, am văzut acolo și am văzut lucrurile astea, că este implicat și a fost implicat în fotbal. La Ploiești, nu? În Prahova, în comuna Izvoarele. În comuna Izvoarele. Tata are echipă și de copii, de juniori, dar și echipă de seniori. Foarte frumos, foarte frumos. Dar eu știu foarte puține lucruri despre fotbal. Asta este situația, în schimb știu mai multe despre muzică. Despre muzică. Mihai, hai să mai cântăm. Categorii, păi de asta am venit. Păi da, bineînțeles, cu de saga plină de cântece. Astăzi Mihai Iancu Ciurea la Dimineti cu Cantec. Hai da, hai du-mă bălan, pe la noi pe Teleorman. Hai da, hai la noi pe vale, aud veselie mare. Fă, Doamne, ziua cât anul, să răsune Teleormanul. Mă prind și eu între ai mei, da, să joc sârba cu ei. Fă, Doamne, ziua cât anul, să răsune Teleormanul. Mă prind și eu între ai mei, da, să joc sârba cu ei. Du-mă când e vor să joc, până-mi iau o pinca foc. Și m-or trece apilii și mi-ar de tăpilii. De la el cu țâța în gură, până la el cu barba sură, știe rostul sârbelor. Hai, bălane, că mi-e dor. De la el cu țâța în gură, până la el cu barba sură, știe rostul sârbelor. Hai, bălane, că mi-e dor. Unde văd unul de-al meu, îmi e drag să fiu și eu. Cu focul să stau pe loc, când îi văd pe toți la joc. Mână-mână, hai mai iute, că ți-o-i da grăunțe multe și apă de la izvor, că de telor mari mi-e dor. Mână-mână, hai mai iute, că ți-o-i da grăunțe multe și apă de la izvor, că de telor mari mi-e dor. Mihai Iancu Ciurea ne-a potolit și nouă astăzi dorul de Teleorman și de cântecul din Teleorman. Îi mulțumesc pe această cale pentru că ne-a vizitat și vreau să-mi promiți, Mihai, că mai vii pe la Dimineti cu Cantec. Cu siguranță și îți promit chestia asta și ție și Verei. Vă mulțumesc mult, 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 mult de tot. Emisiuni frumoase și știu că se apropie ziua ta și spun de pe acum la mulți ani. Mulțumesc din toată inima. Rămâneți cu noi. Imediat vine în platoul nostru o îndrăgită interpretă de muzică populară. Nu vă spun cine, că v-am spus mai devreme. Ia să vedem dacă știți. Hai, hai, să mă înnoiesc, mai în haidele de la vreau acum că trăiesc, zilnic să mă înnoiesc, zilnic să mă înnoiesc, mai în haidele la. Pe bărbat să-l fac softeze, noaptea în somn să mă viseze, noaptea în somn să mă viseze, în haidele de la. Pe bărbat să-l fac softeze, noaptea în somn să mă viseze, noaptea în somn să mă viseze, în haidele la. Hai, hai, și vreau să mă strâng în brațe, în haidele la, lasă-vă dacă-mi faci și față, în haidele la. Și vreau să mă strâng în brațe, în traidele le la, lasă-vă dacă-mi faci față, în traidele la. Și-apoi să-l ferească Sfântul, din un plaș el zboară vântul. De când eram fată mare, visam la un prinț calare, visam la un prinț calare, în traidele le la. De când eram fată mare, visam la un prinț calare, visam la un prinț calare, în traidele la. Și ratașit, ori eu am îmbătrânit și nici gândul la iubit. Mai devreme, invitatul nostru, Mihai Iancu Ciurea, spune așa: muzica este balsam pentru suflet. Așa crede și următoarea invitată. A venit de departe astăzi. Avem și muzică din Ardeal, muzică foarte bună. Îi spun bună dimineața și bun venit Mihaelei Grindean. Bună dimineața! Bună dimineața și bine te-am găsit! Bine ai venit! Ești superbă, ești luminoasă, înțeleg că anul 2024 a început foarte bine. A început foarte bine și sper să și țină. Tot așa, să o ținem pe o petrecere și o veselie. Doamne ajută, ți-am admirat costumul, este splendid. Da, mulțumesc tare mult, să știi, Raluca, că eu am o colecție de costume, foarte multe costume, peste 100 de costume. Wow! Și costumul acesta este ultima achiziție, 2024. Achiziție recentă. Achiziție recentă, da, și este și recondiționat, pentru că eu le găsesc cum le găsesc, dar le recondiționez împreună cu mama mea. Și ești după norocoasă. Ce, da, după ce, foarte norocoasă. După ce le recondiționez, arată așa. Arată impecabil și îmi dau seama, având o colecție atât de mare de costume populare, că respecti foarte mult portul tradițional din zona din care vii. Da, respect, încerc să respect cât de mult și să dau un exemplu celor care vin din urmă, pentru că este foarte important să dăm exemple, să fim exemple pentru cei mai tineri. Și încerc foarte mult, mă străduiesc, caut peste tot, mă documentez foarte mult, m-am documentat foarte mult despre portul popular. Este foarte important să știm fiecare zonă, ce port popular are, ce specific, și să știm cu ce ne îmbrăcăm. Până la corect, urmă. Corect. Pentru că și asta nu... e o artă. Exact, să nu te poți îmbrăca oricum. Da. Pentru că dacă îți iei o pereche de poale din sud, o iei din Moldova și cătrințele de la noi din Ardeal, nu prea merge. Nu-i ca la ciorbă. Aici nu merge ca la ciorbă. Pui și de-aia, pui și de-aia și pui, nu mai pui. Și vezi ce iese. Da, 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 da. Și lucrurile sunt bine definite în funcție de zonele folclorice din care venim. Dar să știi că poți să jonglezi un pic. Bineînțeles, cu subzonele, nu? Da, cu subzonele. Dacă știi, poți să jonglezi un pic. Oricum, noi avem în toate zonele din țara asta costume superbe și cu acest lucru ar trebui să ne mândrim, pentru că, uite, marile case de modă care fac modă haute couture, adică da, 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 modă de mână, da, cos de mână, cos manual, se inspiră foarte mult din România. Am văzut adesea pe podium sau la mari vedete din lume, ea românească. Da, ea românească. Cea mai mare casă de modă din lume, nu știu dacă îi putem spune numele, s-a inspirat foarte mult din Ardeal, din Bihor. Chiar noi avem la Mănăstireni, aproape de Cluj, într-o comună limitrofa Clujului, avem o buică, așa se numește. Așa. E un fel, pentru oamenii care ne ascultă, un fel de gecuță, mai scurtă, foarte frumoasă, este de culoare albastră. O jachețică, așa. O jachețică, da, să înțeleagă lumea. Este foarte frumoasă și în funcție de mărime, are pe ea de la 1200 de nasturi în sus. Toți nasturii sunt nasturi de piatră, făcuți din piatră, cu mai multe fețe, ca diamantul, între 7 și 9 fețe. N-am știut asta, dar da, e impresionant. Este într-adevăr superbă și o casă de modă foarte cunoscută, la care nu-i dăm nume, vinde, bineînțeles în ediție limitată, o haină cu 20.000 de euro. 20.000 de euro. Și da, ea cât costă în România? La păi meșterii în România populari nu mai prea găsești. Meșterii populari nu refac astfel de haine și cei care le refac nu prea respectă. Nu reproduc în tocmai. Și nu reproduc, da. Nu reproduc pentru că nu se mai găsește acel material vechi. Unul la mână, doi la mână, nasturii sunt foarte scumpi. Ca să-i găsești, îi găsești în străinătate. E undeva la 8 euro un nasture. De piatră. 1200 da, pe o jachețică, acolo faceți da, un calcul simplu matematic. Da, da. Dar eu am o buică din aceasta și mulți interpreți de la noi din zonă au. Probabil că majoritatea nu știu valoarea. Acum, dacă se uită la noi, despre ea, au aflat. Da. Păi, odată poate o să vii și îmbrăcată cu această buică. Să știi că n-am fost îmbrăcată niciodată. Și data viitoare când o să vin la București, promit că o să vin cu buica. Nu o furăm. Vrem doar să admirăm și să vedem. Să o vadă și telespectatorii. Da. Mi-a plăcut tare mult. Este într-adevăr foarte frumoasă. Mihaela Grindean a venit cu povești frumoase despre zona din care vine, despre portul tradițional, dar ne-a adus și cântecele cele mai dragi. O ascultăm chiar acum la Dimineti cu Cantec. Și n-am avut, de la nimeni n-am cerut, de la nimeni n-am cerut lume. De mi-ai dat, de nu mi-ai dat, eu, Doamne, m-am bucurat, eu, Doamne, m-am bucurat viață. Că oricum ți-ar fi în viață, lume dragă, nu poți mere numai în față. Orice faci, orice zici, lume dragă, gata, am muncit și eu ca tata, am muncit și eu ca tata lume. Zi și noapte am trudit, să am tot ce mi-am dorit, să am tot ce mi-am dorit viață. Că oricum ți-ar fi în viață, lume dragă, nu poți mere numai în față. Orice faci, orice zici, lume dragă, crucea și în gând, n-aș ști nimeni pe pământ, n-aș ști nimeni pe pământ viață. N-aș ști nimeni nici noi spune, ca să nu râdă de mine, ca să nu râdă de mine lume. Că oricum ți-ar fi în viață, lume dragă, nu poți mere numai în față. Orice faci, orice zici, lume dragă, asta trebuie să o duci. data să nu spun la nimeni soarta, să nu spun la nimeni soarta lume. Să am grijă cum gândesc, binele să-l prețuiesc, binele să-l prețuiesc viață. Că oricum ți-ar fi în viață lume dragă, nu poți mere, nu m-am față. Orice faci, orice zăci, lume dragă, crucea tot trebuie să o duci. Oricum ți-ar fi în viață lume dragă, nu poți mere, nu m-am față. Orice faci, orice zăci, lume dragă, crucea tot trebuie să o duci. O rog pe Mihaela Grindean să rămână la locul de cântat. Vedeți dumneavoastră, frumusețea cântecelor constă în mesajul pe care acestea îl conțin. Crucea tot trebuie să o duci, așa a spus Mihaela în cântecul de mai devreme, însă acum o rugăm să ne mai cânte ceva. Rămâneți cu noi pe Etno TV la Dimineti cu Cantec. Iată ce cântece superbe avem! Ani rând pe rând și mi-aduc a mea copilărie în gând, ani frumoși din viața mea, când mă legăna mama, când mă legăna mama, mai șai la 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 la. Îi mai mândri ani în viață, când săream la tata-n brață, când săream la tata-n brață, șai la 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 la. Dar tinere, să faină ești, numai pe repede treci prin viața mea. După ce m-am rădicat, de sătucul meu cel drag m-am depărtat, și-am în suflet un dor greu, dorul de sătucul meu, dorul de sătucul meu, măi șai la 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 la. Sufăr ză, sufăr și noapte, că-s părinții mei departe, că-s părinții mei departe, șai la 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 la. Dar tinere, să faină ești, numai pe repede treci prin viața mea. Dar port în inimioara mea, port pe tatăl meu și pe maicuța mea, îi port în sufletul meu și mă-ți bat cu dorul greu, și mă-ți bat cu dorul greu, măi șai la 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 la. Tătie-n viața ar fi mai bune, să iau pe mine lângă mine, să iau pe mine lângă mine, șai la 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 la. Dar tinere, să faină ești, numai pe repede treci prin viața mea. Vântule, da, vântule, ce v-ați gărba? Dacă te-ai opri, în loc te-aș întreba. Dacă vine, n-am eu sat, să-mi am nici părinți ce fac, să-mi am nici părinți ce fac, măi lai, la, 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 la. Dacă-ți bine sănătoși, să sufli de sus în jos, să sufli de sus în jos, măi lai, la, 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 la. Dar tinerețea faină ești, numai pe repede treci prin viața mea. Dar tinerețea faină, faină ești, numai pe repede treci prin viața mea. și două, că am intrat în lume nouă, unde legile înscrisă, tăche în catalog cuprinsă. Și apoi cea mai bună botă era numai sfânta notă. Eu sucit pe multe părți, tainele ascunse în cărți. Eu sucit pe multe părți, o fozână și stăpână, când mi-o pus creionul în mână. Am băgat iute de seamă că avem a doua mamă. Și-am plecat, alți coconi au învățat. Am lăsat-o și-am plecat, alți coconi au învățat. Ne-am împrăștiat ca fumul, fiecare și-o ales drumul. Am fost mici și n-am știut să o prețuim mai mult. Palate, n-am făcut-ți școli înalte. Nu ne-am născut în palate, n-am făcut-ți școli înalte. Mulțumim cui ne-o spădit, azi ni traiul liniștit. Și pentru atâta bine râde copiii lui din mine. Pe pauza de publicitate vorbeam aici cu Mihaela Grindean despre misiunea în viață, despre faptul că ceea ce facem pe lumea asta ar trebui să ne reprezinte și dacă nu ne reprezintă să nu facem și că mai avem un scop, acela de a descoperi cine putem fi noi aici pe pământ. Și ce vreau să spun cu asta, că ar trebui să ne descoperim, să ne cunoaștem. Cu toții avem potențial, nu cred că e un om care să nu aibă potențial, dar și dacă ai, important e ce faci cu potențialul ăla. Fiecare are steluța lui. Depinde cât de tare strălucește. Da, și cum faci să aduci acea strălucire, da, în sufletul tău. Trebuie să muncești, pentru că dacă nu muncești nu ai rezultate. Nu-i suficient să copiem. Și aia e o muncă până la urmă, copiatul. Bun, dar vorbim despre începuturile muzicale. La început, da, la început ai un model, da, îți place foarte mult acel model, începi și, dacă e vorba de un solist, începi și-l asculți foarte mult, îl analizezi, vezi cum se îmbracă, vezi cum vorbește. Dar pe urmă, încet, încet, trebuie să te descoperi și pe tine. Sigur, să-ți creezi o personalitate artistică, personalitatea ta, să te identifici. Și să vii cu ceva al tău. Pentru ca lumea să te perceapă ca solist, nu contează genul pe care îl cânti, dar să te perceapă pe genul tău muzical și să te diferențieze față de restul. Pentru că în ziua de azi toată lumea cântă. Da. Toată lumea cântă, toată lumea machează și noi românii facem de toate. Suntem buni la tot. Din păcate. Din păcate este acest trend, această tendință. Eu nu zic că nu avem mai multe talente. Avem mai multe talente. Poate știi să cânți, poate pe lângă cântat cu siguranță mai știi să faci alte lucruri, dar trebuie să te duci frumos pe drumul tău și să faci ce ți se potrivește cel mai bine. Exact. Și ce e în sufletul tău acolo, ce-ți spune vocea aia interioară. Da. Bine, multă lume, din păcate, nu-și găsește vocea interioară. Nu-i conectată la sine. Da. Da, da, și asta nu știu, e. Probabil ar trebui de mici să învățăm pe copii să-i urmărim, să-i analizăm, să vedem ce le place și să îi îndrumăm corect spre ce le place. Nu pentru să le implementăm că... dorința și voința noastră, da. Că eu n-am ajuns avocat, știu, dar tu, da, dar tu trebuie să fii. Da. Sau doctor, da. Sau așa. Nu, trebuie să faci orice ai face în lumea asta, și dacă ești gunoier, dar trebuie să-ți placă ceea ce faci. Eu vă spun un lucru, eu am un respect deosebit pentru oamenii ăștia, pentru că dacă n-ar exista salubritatea, noi toți am fi foarte bolnavi și ar fi, vai de capul nostru, ar fi gunoaie peste tot. Așa e. Pe această cale țin să le mulțumesc foarte mult tuturor celor din salubritate, pentru că fără ei ar fi vai de capul nostru. Vă mulțumim frumos! Ah, ce mi-a plăcut! Îmi place tare mult Mihaela Grindean și sunt convinsă că și dumneavoastră. Vorbim aici despre calitate, nu despre cantitate, vorbim despre artă și nu doar despre artă, despre viață, dezvoltare personală, nu știu, că ne-am dus așa într-o mie de Da, parcă ne știm de o viață, putem povesti despre orice. Povestim despre orice, dar și cântăm nu despre orice. Are cântece alese, cântece vechi, cântece frumoase, cântece care o reprezintă și care îi fac cinste zonei din care vine Mihaela Grindean. Mândru-i jocul pe la noi, că se joacă, că se joacă numai noi. Mândru-i jocul, arde-l focul și badea bată-l norocul. La-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Mândru-i jocul, arde-l focul și badea bată-l norocul. Bade-i-o-ne, bade-i-o-ne, că-ți-i bine. Că știi jocul să-l pornești, mă mândra să o îmbârtești. Ceai la 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 la. Ziceți, bă! Când îți cântă ce era, o îmbârtești, da, o îmbârtești pe Maria. Învârtești pe sub arcuș, rădici colbul pe stăuș. Ceai la 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 la. Învârtești pe sub arcuș, rădici colbul pe stăuș. Succes, mă! Ceterașul cântă bine, contrazice, contrazice după mine. Cordonașul n-are loc, o vini prea mulți la joc. Ziceți, mă! Să cânte, să piuiască, relile să-i ocolească. Ceai la 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 la. Ce planuri are pentru 2024 Mihaela Grindean? Vreau să aflu chiar acum. Mihaela, te rog să iei microfonul. Ți-ai făcut așa o listă cu obiective pentru anul acesta? Să știi că eu de obicei nu fac acea listă așa, cu obiective, da. Cum își face multă lume, dar tot ceea ce îmi doresc este să fiu sănătoasă, să pot împlini... să-mi pot împlini visele pe care le am. Și unul dintre visele acestea pe care le am este acela de a cânta, de a aduce în fața publicului câteva melodii din alt gen muzical. Ah, pentru că mie îmi place foarte mult muzica ușoară, așa că lucrăm de ceva timp. Bineînțeles, i-a încurcat un pic pandemia, pe urmă... alte lucruri, au venit toate evenimentele unul peste altul și nu am mai avut foarte mult timp și nu am ajuns la studio, dar lucrăm de ceva timp la două piese de muzică ușoară. O piesă o să fie în colaborare cu un artist foarte drag dumneavoastră, dar rămâne o surpriză până când o să lansez această melodie. Abia așteptăm. Și o melodie o să o cânt singură. dar ambele melodii sunt foarte, foarte frumoase și sper că o să ajungă la sufletul tuturor românilor. O singură întrebare referitoare la proiectele tale. Sunt de dragoste piesele? Una este de dragoste. În mod cert. În mod cert, una este de dragoste și o să se regăsească toate doamnele și domnișoarele care suferă așa un pic din dragoste. Și cealaltă este despre viață, dar nu vreau să dezvălui mai multe pentru că sunt surprize. Și bineînțeles, pe lângă aceste două melodii, anul acesta, dacă mi-ajută bunul Dumnezeu, o să mai scot și alte piese la care lucrez, pentru că eu lucrez așa între timp la mai multe melodii. Probabil că o să se adune de încă un album. Doamne ajută, îți ținem pumnii și aș vrea să împărtășești cu noi realizările tale atunci când o să vin cu mare vor drag. Fi gata. O să vin cu mare drag pentru că lucrez și la o priceaznă, lucrez și la un cântec care este dedicat unui prieten drag de al nostru care a murit, unui contrabasist, Fane, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Și mai avem multe piese frumoase pentru toți aceia care mă apreciază și mi-apreciază munca. Acum, pentru că ne apropiem cu pași repezi de luna februarie, care este luna dedicată iubirii, aș vrea să te întreb... Dar nu doar. Dar nu doar iubirii. Nu doar iubirii. Eu vreau să vă spun că luna februarie sunt foarte multe baluri de vânătoare. Pentru că albumul pe care eu l-am lansat se numește Vânătorul Vânător și imnul vânătorilor este această piesă, Vânătorul Vânător. Să știi că în luna februarie o să fiu la foarte multe baluri de vânătoare. Ah, ce frumos! Avem piesa asta astăzi, nu-i așa? Acum nu o să o avem în emisiune, dar pe urmă o să o vedeți la Etno. Am înțeles. Bun. Întrebarea era așa. Ce iubește mai mult și mai mult Mihaela Grindean? Să știi că e grea întrebarea asta. Cel mai mult și cel mai mult în lumea asta iubesc viața. Da. Îmi iubesc tare mult viața, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a rânduit. Îmi iubesc foarte mult familia, pentru că ei sunt alături de mine mereu și iubitul meu care mă susține tare mult. Iubesc muzica, foarte mult iubesc muzica și cred că acest lucru se și vede. Îmi iubesc... toți oamenii care mă apreciază, pe fiecare în parte iubesc și apreciez și respect și mă bucur că, virgulă, cu ajutorul lor sunt unde sunt. Pentru că eu zic că bunul Dumnezeu mi-a rânduit viața asta ca să pot să-i fac pe oameni să se bucure. Și probabil din această cauză mi-a și dat acest har, ca să îi fac pe oameni să râdă, să plângă, să uite de necazuri, de griji. Da, să-și exteriorizeze sentimentele. Și noi o iubim foarte tare pe Mihaela Grindean. Vreau să-i mulțumesc pentru că astăzi a venit la Dimineti cu Cântec la Etno TV. Îmi iau la revedere de la ea. Vine doamna Maria Cârneci în câteva minute în platoul nostru, alături de Leonard Petcu. Acum însă, înainte de publicitate, ne cântă din nou Mihaela Grindean. Iar așa, asta-i vorea mea. Opa, hop, intră în joc, că-i avea noroc. Opa, așa, iar așa, asta-i vorea mea. Opa, hop, intră în joc, că-i avea noroc. Hai și joacă, hai, da, hai, că doar n-ai venit să stai, că doar n-ai venit să stai în lume. Opa, așa, iar așa, asta-i lelea mea. Opa, hop și iară, hop, hai, petre la joc. Opa, șe, iară, șe, asta-i lelea mea. Opa, hop și iară, hop, hai, petre la joc. Joc-o petre pe lelea, până nu-ți trece vremea, până nu-ți trece vremea în lume. Opa, șe și iară, șe, hai, dar numai șe. Opa, hop și iară, hop, hai, dar nu sta în loc. Opa, șe și iară, șe, hai, dar nu mă șe. Opa, hop, nu sta în loc, că-i avea noroc. Hai, dar lele să te joc, de-i-ți Dumnezeu noroc, de-i-ți Dumnezeu noroc, lume. așa și iar așa joc cu pălele. Hopa hop și iară hop, că i-avea noroc. Hopa așa și iar așa joc cu pălele. Hopa hop și iară hop, că i-avea noroc. Care polele înflorate, cum nu se împășea piesate, cum nu se împășea piesate. Joacă pe trebăl de lea, nu te da, nu te lăsa, până pe picioare sta. Cea mai frumoasă zi de marți, știți de ce? A venit la noi, așa cum ne-a promis doamna Maria Cârneci, și a venit alături de doamna Maria Cârneci Leonard Petcu. Îi iubim, îi apreciem, le iubim cântecele și le spun bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit! Păi, bine ați venit. Promitem, noi nu venim, noi ba, da, de fiecare dată! Da. Ne faceți o zi de marți, știți cum? Foarte frumoasă de și îmi pare bine că sunt și mie mi-era dor, pentru că am fost o singură dată de când ești anul aici. Trecut, nu? Mai la început. Da. Și am promis berei și m-am ținut de promisiune. Bă, dar o aglomerație, vai de viață, bară la bară. Traficul monstruos. Eu am venit cu metrou, am vrut să iau metrou să ajung mai repede. Dar am stat la 2-3 metroaie din asta, sau cum să zicem. Am așteptat la câtă lume era, adică foarte greu să intra. Păi dușmanul matinalului este traficul din București. Avem un dușman... Da, și m-am trezit, adică eram gata mai devreme cu un sfert de oră decât stabilisem așa, dar foarte mult... Oricum, doamna Maria s-a trezit la 5-6, a făcut mâncare, tot ce trebuie. Da. Noi știm că doamna Maria Cârneci este o extraordinară gospodină. Rândul trecut am fost la o mare tocană. Eu am crezut că glumește. Așa. Am fost la o emisiune tot aici la voi și întârziasem eu un pic. Sărut mâna, doamna Maria, te aștept la tocană. Și tu, păi ce mă, nu te-am luat și direct la tocană am mers. Da. Deci am mâncat la tocană. Băi, băiete, vai de capul meu. Cam norocos ești tu așa. Extraordinar. Păi, Raluca, știi ce aproape ești de mine aici? Când vrei... Bine că mi-a spus cum termin matinalul. Când vrei, vii. Dar să știu ca să... Gata. Anunț de înainte. Și o cafea ca la mama ei. Avem pe cineva prin telefon care vrea să vorbească cu dumneavoastră. Eu spun chiar acum bună dimineața. Bună dimineața, sărut mâinile! Lucian, ce onoare! Băi, Luciane, te așteptam aici, lângă noi. Maria, în primul rând, mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun că nu mai îmbătrâniți, cea mai frumoasă. Am rețete speciale, Luciane. Raluca, nu mai am cuvinte. Lucian Vintilescu, te pupăm! Emisiunea pe care o prezinți. Și îmi pare foarte rău că nu pot să ajung, pentru că eu merg la ansamblu și am niște repetiții pentru niște spectacole. Dacă sunt eu aici pentru tine, frățiorul meu. Te așteptăm, Luciane. Și noi pe tine. Vă promit că o să fiu acolo lângă dumneavoastră și lângă telespectatorii noștri care ne privesc. Și am să vin și la doamna Maria. Așa, la tocăniță. Ai ratat tocănița de data asta, dar mai fac. Să știi că mi-a pus două porții, Luciane, două porții. Numai eu știu ce pățesc papilele mele gustative când mănânc de la doamna Maria. Lucian Vintilescu, te așteptăm la matinal atunci când nu o să mai mergi la repetiții sau când facem o filmare, vedem cum aranjăm aici lucrurile. Sigur, te pupăm și sănătate multă la toți ai tăi acasă și te așteptăm. Ne e dor de tine. Sărut mâinile, doamna Maria, și... le spun telespectatorilor noștri care vă privesc să asculte și să urmărească până la sfârșit această emisiune, că am ales cântece frumoase care le dedic, așa cum am făcut-o totdeauna, pentru cei care ne iubesc, care ne urmăresc și care sunt alături de Raluca cu emisiunea ei frumoasă Dimineti cu Cantec. Te iubim, te pupăm, Lucian. Te salutăm, Luci. Mulțumim. Eu vă iubesc din tot sufletul și vă mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru tot ajutorul, doamna Maria. Vă iubesc din toată inima. Leonard, te pup. Meriți că ești o voce bună și mare. Te pupăm, Luci, te pupăm. Te pupăm, Lucian Vintilescu. Și pentru că tot am vorbit cu el, hai să luăm noi videoclipul acela frumos. La emisiune, că așa a fost o coteală la inițială. Dar el e la ansamblu și repetițiile sunt repetiții. Da, nu contează. Și... Eu, Raluca, să știi că, mă rog, tu mă știi, mă știu și cei care mă cunosc mai bine, recomand tineri care merită să cânte, care au cântece frumoase, care știm cu toții că la început nu niciunul n-am fost bogat și tot ce am câștigat am investit în orchestre bune, în costumații frumoase și în toate cele. Albume. Și eu prima dată când i-am văzut pe băieți, adică m-a impresionat cu mințenia lor, așa, și faptul că, cum să spun, nu s-au îmbrăcat, nu și-au luat nu știu ce haine scumpe, au investit în orchestre foarte bune, au făcut lucruri de calitate. Așa și este. Asta pe mine mă bucură, pentru că înseamnă că nu dai pe piață orice, cu o tobă și cu o orgă și gata, exact. Am făcut așa. Eu pentru asta i-am admirat și normal i-am urmărit, iar unde am putut și nu numai pe ei, așa în general cu tineri care au toate datele merită. Și merită, normal. Așa, măi, i-am recomandat, adică e păcat de Dumnezeu să nu apară și să nu cânte, pentru că au ce să spună. Pentru că îi îndrăgiți pe Leonard Petcu și Lucian Vintilescu. Avem acum videoclipul pregătit, un cântec despre frați, care ne place și nouă foarte mult și știm că și telespectatorii îl iubesc foarte tare. Videoclipul chiar acum. Cască, lasă mândra iară. Și-am venit la tine necăjit, ca să mergi cu mine și să bem la birt. Frate, frate, nu mai asculta când ai grăbit pasul de te-ai însurat. Frate, 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 n-ascultai de tine, văd că nici muierea nu ține cu mine. Că și ea mai greșește, să mă ierte dacă mă iubește. Băutura te învață la rele, du-te acasă, frate, nu-ți face belele. Frate, frate, nu te-am ascultat când am grăbit pasul de m-am însurat. Frate, 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 n-ascultați de mine, vezi că nici muierea nu ține cu tine. Când să trăiesc bine, frate, frate, cât o-i fi pe lume. Cântă-ne și lasă chinul și amarul, iubește și lasă birtul și paharul. Frate, frate, nu te-am ascultat când am grăbit pasul de m-am însurat. Frate, 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 n-ascultați de mine, vezi că nici muierea nu ține cu tine. De foc că nevasta m-a lăsat, îmi vin și răchie, iar m-am înnecat. Frate, 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 nu m-ai ascultat când ai grăbit pasul de te-ai însurat. O țară întreagă o iubește pe Maria Cârneci pentru cântecele superbe, pentru sinceritate și pentru că este un om vertical. Așa a fost dintotdeauna. Astăzi ne-a adus niște cântece de nota 2000 cu niște texte superbe, linii melodice nu mai spun și orchestrații nu mai vorbim. O ascultăm chiar acum cu primul cântec. Doamna Maria, ne faceți o deosebită onoare. Eu vă iubesc și din tot sufletul toate cântecele de astăzi, din suflet vreau să ajung acolo la fiecare căsuță și în inimioarele dumneavoastră. Viața e una pe pământ. Hai să vedem. Maria Cârneci! Viața e una și omului sortit, măi, pentru copii să muncească, averii să agonisească. Dar așa-i omul făcut, măi, din ce are vrea mai mult, măi, nu știe să se oprească și viața să-și o trăiască. Și n-am pregetat nici când, măi, nici la cel mai mare hop, măi, n-am dat înapoi deloc, măi. N-am bătut la nicio ușă, nici n-am găsit masa pusă, n-am cerut un cap de ață când mi-a fost mai greu în viață. Știu doar Dumnezeu, măi. Multe am văzut și-am trăit, toate au trecut pe rând, măi. Am fost piatră de hotar, măi, dar n-am trăit în zadar, măi. Și prin viață călător, măi, sunt pe lume doar întreagă, nu știu ce-o fi până la capăt. Dar acum cât mai pot, măi, vreau să mă bucur de tot, măi. Azi am două nepoțele, sunt florile vieții mele. La Etno TV, doamnelor și domnilor, mă grăbesc foarte tare, vreau să ne cânte și Leonard Petcu acum o melodie, până nu vine publicitatea peste noi, amândoi de mână, zice el, să-l ascultăm. De mire, cu cine mi-e drag, plec la cununat. Am luat pe mine cămașă de mire, cu cine mi-e drag, plec la cununat. Amândoi de mână, pe drum împreună, cu același gând facem legământ. Amândoi de mână, pe drum împreună, cu același gând facem legământ. Eu și mândra mea ne-am ales o stea, puși-n fața sorții înaintea vieții. Eu și mândra mea ne-am ales o stea. Binecuvântați de părinți și nași, plecăm de acum pe același drum. Binecuvântați de părinți și nași, plecăm de acum pe același drum. Cerul s-a deschis, de mână ne-a prins. Când unii pe cap, pe vici ne-au legat. Cerul s-a deschis, de mână ne-a prins. Visul de viață îl privesc în față, preotul se roagă, bine să ne meargă. Visul de viață îl privesc în față, preotul se roagă, bine să ne meargă. Razele-și trimite ca să ne sărute. Soarele zâmbește când la noi privește. Razele-și trimite ca să ne sărute. Și parcă ar spune să vă fie bine, să fiți fericiți și să vă iubiți. Și parcă ar spune să vă fie bine, să fiți fericiți și să vă iubiți. Eu nu pot să mă abțin cu asemenea invitați. Vreau cântece, să cântăm, să petrecem, să ne simțim ca la, nu știu, ca la Revelion. Luăm moțul la o bască, doamna Vera. Gata, facem tot ce trebuie, ne cântă Leonard Petcu cu două piese acum, un cântec de mamă și pe care vreau să-l dedic și măicuței tale. Mulțumesc. Și doamnei Maria. Și bineînțeles tuturor măicuțelor care ne urmăresc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mai faci cântece frumoase și după aceea avem și pentru toate mândrele. Pupă puiu, pupă bine. Stați cu noi că vine și luna februarie. Mai vorbim de dragoste și de alții demoni, dar după. Astăzi bag de seamă ce înseamnă mamă. Nu-i doar un cuvânt, mama-i ceva sfânt. Când lovit de patin, o stric printre lacrimi. O simt lângă mine, ca un înger vine. Mamă, mamă, dragoste și dor, te port lângă mine în rochilor. Mamă, mamă, duh neobosit, pe pământ prin tine viață am primit. Mama e lumină, ea e rădăcină. Inima ei poate să învingă de toate. Nu vrea niciodată o altă răsplată. decât să știe copilașii bine. Mamă, mamă, dragoste și dor, te port lângă mine, roa ochilor. Mamă, mamă, duh neobosit, pe pământ prin tine viață am primit. Mama adevărată iubește și iartă, ea e o grotire, sprijin și iubire, pentru puișori nu se dă înapoi. Foc dacă ar fi, puișar păzi. Mamă, mamă, dragoste și dor, te port lângă mine în roa ochilor. Mamă, mamă, duh neobosit, pe pământ prin tine viața am primit. Că nu e păcat, i-auzi una, dar nu-l muși pe lălalt, i-auzi-o. Pupuiu pupă bine, uite, uite, uite așa, că nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Nu pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi iau spui la lume, uite, uite așa. Că pupă frumos, i-auzi-o, nici eu nu sunt mai prejos, i-auzi-o, na, mi-o pup și eu cu folos, i-auzi-o. Pupuiu pupă bine, uite, uite, uite așa, dar nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Nu pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi iau spui la lume, uite, uite așa. Puișori, auzi una, și nu mă lăsa cu dor, auzi-o, că-am prins drag și să nu mori, auzi una, de dulceața buzelor, auzi-o. Pupuiu pupă bine, uite, uite, uite așa, că nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Nu pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi iau spui la lume, uite, uite așa. La garigarita, ta-ta, la garigarita. Bravo, bravo, Leonard Petcu! Mulțumim tare mult, mulțumim! Bravo, Leo, bravo! Doamna Maria Cârneci, pe 19 februarie este ziua mea. Hai, da, faci 22 de ani, 23. Fac 25, hai, lăsați-o la 25. Majoratul, hai mă! Hai majoratul, bine, facem un majorat aici, ce ziceți? Facem. Facem, nu? Pică într-o zi de luni. Ca să meargă bine toată săptămâna. Lunea, păi da, exact, facem un revelion, un fel de revelion, așa m-am gândit să facem. Facem la Locuța, facem. Gata, mi-am lansat invitația pentru ziua mea, avem oaspeți, facem petrecere, baloane, tort, tot ce trebuie. Nu mai zic mai mult, nu mai zic. Tortul să fie din ceafă, de-aia un pic mai gras. Găsim. Doamna Maria, mai cântați-ne ceva până la ziua mea. Facem daruri telespectatorilor de la Etno TV. Cu drag din tot sufletelul meu. Pentru dumneavoastră, Maria Cârneci la Dimineti cu Cantec. N-ai vedea ce iute trece viața, măi. Da, da. Acum am hotărât ce și cum facem. În primul rând vreau să-i urez la mulți ani lui Gore Belanski. Știu că ne urmărește, este ziua lui. L-așteptăm la mulți ani, Gore! Să fie sănătos și fericit. Și urmează o piesă superbă de la doamna Maria Cârneci pe final de emisiune, că am ajuns și la final, ce credeți? Pentru toți dușmanii? Bă, noi n-avem dușmani. N-avem? Avem prieteni care nu ne cunosc prea bine. Dar pentru ei, dușmanii nu sunt străini. Mi-a plăcut asta. Așa e, da, serios. Mi-a plăcut. Prieteni care nu ne cunosc, că dacă ne-ar cunoaște, ne-ar iubi. Asta e de fapt buba. E normal. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc și vă mai aștept. Ne vedem de ziua mea. Da, de ziua ta. Așa. Faci majoratul aici. Aici facem majoratul la Etno TV la Dimineti cu Cantec. Da, mai e pe 19 februarie ne mai întâlnim, mai povestim și mâine vă pup, vă îmbrățișez, o zi superbă să aveți pe final, doamna Maria Cârneci, să trăiască toți dușmanii. și să intri în gura lumii. Dă-le prietenilor bani, că ei s-ar la ceartă primi. Dușmanii nu sunt străinii, sunt prietenii sau vecinii care te cunosc, lângă tine au fost, tot ăștia te sapă primii. Ăștia te sapă primii, dușmanii nu sunt străini,